Bun venit la emisiunea Pagini de Lumină. Sunt Narcisa Ispas, gazda dumneavoastră. Și astăzi vom discuta despre conceptul de păcat. Alături de mine se află Alin Ispas, teolog. Bun venit, Alin! Bine v-am găsit! Aș vrea să discutăm puțin, ca introducere, despre o carte pe care am citit-o cu ceva vreme în urmă. Se numește Audiență la un demon mut. Ce îți sugerează și ce gândești cu privire la acest subiect? Da, titlul este foarte relevant pentru discuția pe care vrem să o avem astăzi vis-a-vis de acest concept al păcatului și cât de ușor se discută, cât de des se discută despre el în societatea noastră. Savatie Baștovoi vorbește despre această incapacitate în lumea religioasă sau în dreptul celor abilitați de a vorbi despre problemele fundamentale ale lumii, ale oamenilor, și compară această incapacitate cu această muțenie dată de demonul care posedează pe cineva, care posedă pe cineva. Ei bine, aici este important să înțelegem că sunt elemente în istorie care definesc natura umană și care este bine să le păstrăm la locul lor. Însă, din păcate, societatea tinde în anumite paliere ale ei, cel puțin, să uite tocmai aceste concepte și să devină inarticulată. Aici vreau să te opresc puțin. Se mai discută în societatea actuală despre conceptul de păcat? Ce este păcatul în societatea noastră? Începând cu perioada de după cel de-al doilea război mondial, când lumea a vrut să uite ce s-a întâmplat, s-a început cu această psihologie pozitivistă. Dacă citim Norman Vincent Peale cu încrederea în tine, cu gândirea pozitivă, și alții au mers pe linia aceasta. Ori astăzi, în industria aceasta, pentru că o putem numi industria dezvoltării personale, se pune accent pe imaginea de sine. Încrede-te în tine. Vorbește despre tine și despre ce vrei să faci, despre visele tale. Nu te gândi la ce ai greșit. Ba mai mult, în coachingul profesionist se vorbește despre faptul că omul nu este defect. Avem trainerii mari, precum Tony Robbins, care spun că omul nu este defect, omul nu trebuie reparat. Din contră, omul este bun, trebuie doar să ajungi să te cunoști. Deci, bine, scuze-mă, mai avem sau nu mai avem loc de conceptul de păcat în societatea noastră așa de pozitivistă, care pune foarte mult accent pe încrederea în sine, pe stima de sine? Tendința este să nu mai existe acest cuvânt în vocabular, însă vreau să mă folosesc de experiența una dintre președinții Statelor Unite, Dwight Eisenhower, care a fost și general în cel de-al doilea război mondial. El amintește despre o experiență de la vârsta de 10 ani, când de Halloween a vrut să meargă cu frații săi și părinții l-au oprit, i-au interzis. A fost atât de afectat de lucrul acesta, încât a avut o criză de mânie. S-a înroșit, i s-a zbârlit părul și s-a dus în curte, unde a lovit cu pumnul un copac până când și-a luat pielea de pe mână. Mama sa l-a lăsat să se liniștească și a avut loc o discuție despre care Eisenhower își amintește la vârsta de 76 de ani, vorbește, și spune că mama sa i-a amintit acolo un verset din Biblie, iată societatea în care Eisenhower, sau Ike, așa cum este el numit în societatea aceasta, a avut acest concept, și anume Biblia și valorile morale creștine. Și amintește versetul acesta, care spune că cel care se birie pe sine, cine este stăpân pe sine, este și prețuiește mai mult decât cel care cucerește cetăți. Și mama sa a spus, Ike, tu ai probleme cu mânia mai mult decât ceilalți frați ai tăi, așa că va trebui să înveți să te stăpânești. Și el spune că aceea a fost discuția care l-a marcat cel mai mult în viața sa, pentru că l-a ajutat să înțeleagă că, de fapt, are o natură duală. Și de aici, de la exemplu acesta, aș vrea să spun că, de fapt, păcatul nu este atât de negru cum vor unii să-l facă, sau problema păcatului nu este atât
de speriat, mai ales rezolvarea ei, cât de fapt este nevoie să înțelegem ce se întâmplă acolo. Bun, aș vrea să fac o paralelă și să mă ajuți și să ne ajuți să înțelegem dacă există o legătură directă și de netăgăduit între păcat, ca și concept, pe care aș vrea totuși să mi-l definești, și egocentrism. Și centrarea pe sine, pe nevoile mele, pe dorințele mele, pe plăcerile mele. Da, este o legătură între păcat și egocentrism. Și dacă ar fi să definim păcatul din punct de vedere teologic, așa cum este folosit discuția în cercurile teologice, el este de fapt, păcatul este încălcarea legii, legii morale. Uh-huh. Și asta ne arată că omul este o ființă morală și are o natură morală. Dacă este să discutăm despre păcate în termeni laici, să zic așa, în termeni mai ușor de înțeles, e bine, plecând tot de la acest concept al naturii duale, va trebui să înțelegem că, de fapt, există două motive pentru care oamenii nu discută despre păcat și, plecând de aceste două motive, să și explicăm, practic, păcatul, fără să folosim termenii teologici. Și anume, un motiv este că societatea tinde să abandoneze această natură defectă a naturii, imagine defectă a naturii umane, pentru că este prea mult întuneric pentru societatea modernă care pretinde că prin știință a evoluat. S-a luminat atât de tare încât conceptul de păcat ar întuneca această lumină. Da. Când, de fapt, nu este așa. Faptul că negi o realitate, faptul că nu vorbești despre ceea ce este, nu înseamnă că nu este. Nu înseamnă că poți să rezolvi problema. Și al doilea motiv pentru care nu se mai discute este că acest cuvânt a fost folosit în mod abuziv, fie de către unele autorități spirituale care au luptat împotriva plăcerii, numind-o ca fiind cu totul negativă, chiar și plăcerile permise, îngăduite, care nu fac rău, și de asemenea împotriva, sau care o reacție a părinților care căutau să contracareze anumite porniri din copiilor prin disciplină și defineau anumite purtări ca fiind păcat, pedepsindu-i. Din aceste două motive, oamenii... Scuză-mă puțin, deci a fost o perioadă în istoria omenirii când păcatul a fost prost înțeles, greșit înțeles și din acest motiv oamenii ușor-ușor au devenit repulsivi la ideea de păcat? Tot timpul, nu numai odată în istoria omenirii, și mă refer la anumite întâmplări, la anumite ocazii, la anumite influențe din anumite părți, poate chiar religioase. E bine, plecând de la aceasta, aș vrea să înțelegem mai concret ce este păcatul. Și îmi place foarte mult autorul David Brooks, care de fapt explică păcatul ca fiind incapacitatea omului de a își atinge țintele pe care și le propune. Și asta este ușor de observat în istorie. Este, de fapt, perversitatea naturii umane. Vrei să faci binele, dar nu ți este întotdeauna. Trebuie să te lupți ca să faci ceva bun. Este ca un teren pe care, dacă nu îl cultivi, vei avea pe el buruieni. Seamănă foarte bine cu textul acela din Biblie care spune că vreau să fac binele și răul stă lipit de mine? Da, această luptă între a face binele și răul care te trage în jos, care este un obstacol în calea viselor tale, în calea aspirațiilor tale, nu este prezentă doar în Biblie, este prezentă și în alte opere literare, ca să spunem așa, deși Biblia este privită în creștinism ca fiind autoritate de căpătâi. Și problema aceasta este reală. Sunt patru motive pentru care totuși cred eu că ar trebui să rediscutăm despre păcat și în societatea modernă, plecând de la această definiție a păcatului ca fiind o perversitate a naturii umane, o incapacitate de a-ți atinge țintele. Și primul motiv ar fi ca, de fapt, acest cuvânt, precum și alte cuvinte care tind să fie scoase din vocabularul nostru, să fie uitate, precum vocație sau suflet. Se vorbește mult despre, sau s-a vorbit despre muzica soul, da? Soul. Suflet. E bine, nu ăsta este sensul pe care ar trebui să-l, în care ar trebui să folosim aceste cuvinte, gen păcat, vocație, suflet. Adică dacă vorbim, de exemplu, astăzi despre păcat, folosim doar în sens de regret. E păcat că nu mai avem sensul acela profund moral de luptă internă pentru a face binele. De aceea, apariția acestui cuvânt păcat ne arată că, de fapt,
Viața este o chestiune morală. Și acesta este primul motiv pentru care avem nevoie de acest obiect în mobilierul nostru mental. Sunt aceste cuvinte de care avem nevoie, pe care avem nevoie să le recuperăm, să le redobândim. Este ca și cum ai căutat să discuți despre univers, fără să ai anumite cuvinte cheie care compun universul, care ajută în discuția despre univers, cum ar fi constelații, planete, mai știu eu, găuri negre și altele și altele. Oamenii de știință folosesc cuvintele acestea. La fel, când vorbești despre natura umană, nu poți să faci abstracție de aceste cuvinte, poate arhaice, dar care au fost transmise din generație în generație și la un moment dat este tendința de a le opri, de a nu mai discuta despre ele. Așadar, primul motiv pentru care e nevoie să reintroducem acest cuvânt în discuție este că ne arată că viața este o chestiune morală. Părțile esențiale ale vieții, practic, țin de responsabilitatea individuală și de alegerea morală. Acesta este primul motiv. Limbajul superficial de genul, noi nu mai vorbim despre păcat, vorbim despre greșeală, eroare, slăbiciune, acest limbaj superficial practic produce o orbire față de implicațiile morale ale vieții cotidiene. Aș vrea totuși să mă întorc la ideea aceasta care m-a provocat foarte tare. Nu se mai vorbește despre păcat și totuși societatea noastră suferă extrem de mult din cauza lipsei moralității. Extrem de mult. Nu aș spune că oamenii nu au moralitate sau nu-și doresc să fie morali. Aș spune mai degrabă că nu au vocabularul pentru asta. De exemplu, s-au făcut studii în Statele Unite care, pe studenți care au relevat faptul că studenții nu mai știu ce înseamnă o dilemă morală. Au fost întrebați, descrieți ultima dilemă morală pe care ați avut-o și au spus, păi am intrat la automat, la parcare și n-am avut monezi să plătesc parcarea. Asta e o dilemă morală? Asta e o problemă, nu e o dilemă morală. Ei bine, nu, oamenii ăștia nu sunt imorali pentru că vor, ci pentru că și mai degrabă există o lipsă de articulare a moralității în societatea noastră. Și e nevoie de instruire în școală începând și în familie. Nu mai știm să o verbalizăm. Da, am pierdut acest obiect din mobilierul nostru mental. Uh-huh. Al doilea motiv, dacă mi este permis să vorbesc, pentru care e nevoie să reintroducem acest cuvânt în discuția noastră, este că păcatul este ceva comunitar, în timp ce greșeala este individuală. Uh-huh. Ce înseamnă că păcatul este comunitar? Pe de o parte, păcatul se transmite din generație în generație, pentru că toți suferim de aceleași păcate mari, precum egoismul sau indiferența față de natura umană, față de problemele umane. Păcatul, așadar, se transmite din generație în generație, de aceea este o problemă comunitară și este nevoie să discutăm despre problemele noastre comune. Păcatul nu pot defini ca fiind păcat individual, este un păcat al umanității. Nu există păcat individual, atâta timp cât toți suferim de aceleași păcate, tocmai asta vreau să subliniez. Există egoismul, există indiferența și astea sunt păcate colective pe care le moștenim și le transmitem din tată în fiu, din mamă în fică. Da? În sensul acesta. În același timp, când vorbim despre păcat ca fiind colectiv, observăm o simpatie față de alții. De ce? Pentru că atunci când alții greșesc sau păcătuiesc și, repet, au parte de această perversitate a naturii umane care nu îi lasă să facă ceea ce își propun, și aici aș vrea să accentuez definiția păcatului, atunci am simpatie față de ei pentru că știu că păcatul e comunitar și eu mă împărtășesc de aceleași și am trecut pe păcate. Acolo. Și în același timp, atunci când ne luptăm cu noi, atunci îi ajutăm pe alții. Ok, am înțeles. Îmi place foarte mult ideea aceasta, însă ca să ajungi să-i ajuți pe alții, trebuie ca tu să conștientizezi ideea de păcat, să fii foarte conștient. Ce legătură poți să-mi spui că există între conștiința ta și conștientizarea păcatului și înțelegerea păcatului exact așa cum este el, astfel încât să poți ajunge să fii și tu de ajutor la rândul tău? Având în vedere că vorbim despre om ca având o natură umană, evident că ceea ce îl deosebește de animale este rațiunea și conștiința. De aceea rolul conștiinței trebuie bine înțeles. Noi nu avem conștiință la voia întâmplării. Asta ne face să fim morale, asta ne face să înțelegem binele și răul. Primul element pentru a te schimba este conștientizarea, să înțelegi. Dacă este să vorbim despre leadership, de pildă, sunt trei elemente pe care un lider trebuie să le facă. Și primul este definirea realității. Adică unde te afli, unde ne poziționăm.
Unde mă aflu, de pildă, atunci când mă evaluez la sfârșitul zilei, în raport cu așteptările mele? Uh-huh. Am avut așteptări, fie în viața personală, fie în viața de familie. E bine, aceste întrebări, unde mă aflu, unde sunt, care e realitatea, ce am vrut să fiu și unde am ajuns, aceste întrebări ajută la trezirea conștiinței. Întrebările acestea pot să fie învățate, educate, și în același timp ele se pot găsi în vocabularul biblic, teologic. Dar nu este nevoie doar în limbajul teologic, nu e nevoie să fii o persoană religioasă ca să te evaluezi și ca să ai conștiință. Marea problemă cu conștiința este că ea se poate toci, și aici îmi place foarte mult și aș vrea să aduc în discuție al treilea motiv, uh-huh, pentru care este nevoie să recuperăm această piesă de mobilier din limbajul nostru moral, și anume păcatul. Uh-huh. Și spuneam că, de fapt, conștiința se poate toci și prin repetarea păcatului, care este, de fapt, această perversitate naturii umane, această tendință de a încurca borcanele, de a favoriza termenul scurt în locul termenului lung. Vreau acum și aici, nu vreau mai târziu. Acesta este un model biblic, un exemplu biblic, Esau, care își vinde drepturile moral-spirituale în familia din vechime, din Biblie, pentru o mâncare, pentru o poftă, pentru satisfacerea nevoii pe moment. E bine, când faci lucrul acesta și sacrifici viitorul tău, al copilor tăi, al poate națiunii pe care o conduci sau al companiei pe care o organizezi pentru prezent, când faci lucrul acesta, atunci te împietrești într-o loialitate față de iubirile inferioare. Și îmi place foarte mult definiția aceasta a lui David Brooks despre virtute. Și o să discutăm în altă emisiune. El îmi spune că virtutea, de fapt, este o organizare a iubirilor, o educare a iubirilor. Și asta este, practic, conștiința. Te ajută să te întrebi tot timpul ce este important. Și chiar Biblia spune, primul lucru este să-ți iubești Creatorul, să te închini Lui, pentru că Tu ești făcut, nu ai apărut la voia întâmplării, și doi, să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Acestea sunt iubirile. Cu toții, cele mai importante. Cu toții avem și alte iubiri. Iubirea de bani, iubirea de faimă, iubirea de sine. E bine, trebuie aranjate, trebuie puse în ordine. Și aici este pericolul. Da, conștiința se poate toci, dar avem nevoie iar și iar să facem apel la virtute și să ne evaluăm. Acesta ar fi cea mai, zic eu, practică soluție, dacă e să vorbim practic. Să înțelegem ce este păcatul, să ne evaluăm zilnic, să înțelegem unde ne aflăm în relație cu acest concept, să-l definim corect și mai departe, după ce îl conștientizăm, ce facem? Să continui să alimentezi virtuțile, să continui să te inspiri și să inspiri în direcția bună. Și aici putem să discutăm despre obiceiuri. Obiceiul nu se poate schimba doar pentru că vrei să nu-l mai faci. Din punct de vedere anatomic, tot ce se întâmplă în viața noastră se leagă de, sau este legat de noi, neuroni și de legăturile neuronale de axoni. Însă ceea ce s-a descoperit în ultima perioadă, în ultimii ani de către cercetători, este că, de fapt, obiceiurile sunt date de gradul de acoperire al axonilor de teacă de mielină. Această teacă de mielină poate să faciliteze mărirea vitezei de transmitere a informației foarte, foarte, foarte mult. Și cu cât un obicei este mai intenționat, cu cât este mai repetat pe bucăți mici, cu atât teaca de mielină se îngroașă. Ceea ce este interesant este că s-a descoperit că teaca de mielină este irreversibilă decât în caz de boală sau moarte. Așadar, ce înseamnă asta în limbaj? Și ce faci, de fapt, dacă ai obiceiuri greșite pe care aș putea să le numesc și păcate în anumite momente? Sigur. E o întrebare. E întrebarea. De căpătâi. De căpătâi, aș spune. Ce faci ca să schimbi direcția? Și aici trebuie să reintroducem discuția de mai devreme despre iubirea, despre ordinea iubirilor. Și anume, este nevoie să creezi alte legături neuronale care să le depășească pe celelalte. Să devină mai puternice. Da, să devină mai puternice. Atenția ta să nu se mai îndrepte către a schimba obiceiul acela, către a birui
acele obiceiuri, către a birui păcatul, ci atenția ta trebuie să se îndrepte către frumos, către bine, către adevăr. Dacă aș face o paralelă foarte practică între aceste concepte frumoase și interesante și realitate, ar fi următoarea. Vreau să scap de obiceiurile proaste, fie el, să zicem, fumatul sau vorbitul de rău sau alte obiceiuri. Cum scap de ele? Păi, uite, caută să dezvolți anumite obiceiuri frumoase, înălțătoare, sănătoase și morale, care să devină atât de puternice încât să predomine, să fie mai tari decât cele rele. Da, asta partea simplificată este o întreagă știință aici. Avem un program în Academia de Leadership, Happy Habits, în care pornim de la distrugerea acestui mit, conform căruia un obicei se poate schimba în 2 săptămâni. S-a plecat de la ideea aceasta, sau 21 de zile mai bine zis, s-a plecat de la ideea aceasta în urma studiilor unui doctor care a scris o carte plecând de la recuperarea oamenilor cărora li se amputa un membru. Și a observat doctorul acesta că oamenilor acestora le lua în medie 20-21 de zile. Și a pus acest șablon peste toate celelalte obiceiuri, s-au scris cărți, tone de cărți pe acest subiect, cum să scap de acest obicei în 21 de zile. Practic, nu s-a dovedit asta, studiile arată că diferă de la obicei la obicei, poate să fie și câteva luni, pot să fie și câteva săptămâni în funcție de obicei. Deci ne spulbere astăzi mitul conform căruia în 3 săptămâni putem eradica un obicei rău. Depinde de obicei. Unele da, de exemplu, dacă este vorba de a bea un pahar de apă dimineața, cam 3 săptămâni sunt suficiente. Dacă e vorba de alte obiceiuri, este nevoie de mai mult timp. Okay. Însă, dacă este să mai vorbim puțin despre obicei, trebuie să înțelegem anatomia unui obicei și foarte, foarte puțin aș vrea să vorbim despre stimul, despre rutină și despre răsplată. Stimulul este ceea ce îmi declanșează obiceiul și stimulii sunt de 5 feluri, fie că e vorba despre loc, fie că e vorba despre un timp anume, fie că e vorba despre anumite persoane, fie că este vorba despre anumite amintiri. Deci stimulul, trebuie să-l înțeleg. Dacă nu înțeleg stimulul, voi face acel obicei înainte să îmi dau seama. Okay. Al doilea este rutina și aici este secretul. Pentru a putea să schimbi un obicei, păstrezi stimulul, păstrezi recompensa și schimbi rutina. Exact cum spuneați, încercăm să facem altceva care mi-aduce aceeași recompensă. Pentru că fiecare obicei, apropo de fumat sau vorbirea de rău, fiecare obicei are un motiv pentru care fac, o recompensă. Și încerc să păstrez stimulul și recompensa și schimb rutina. Asta așa, tehnic vorbind. Însă, nu trebuie să omitem și aspectul spiritual. Tot ceea ce este bun, spune Biblia, este de la Dumnezeu. Și orice schimbare, orice ordonare a iubirilor, așa cum vorbeam, este tot un dar de la Dumnezeu. Și Biblia vorbește despre darul Duhului Sfânt, ca fiind a treia persoană a Dumnezeirii, ce ne ajută să schimbăm lucrurile și, practic, să inversăm ordinea iubirilor. Ok, scuză-mă puțin. Vreau să mă întorc la ideea aceasta că e foarte important să înțelegem un aspect. Care este finalitatea unui păcat sau să zic unui obicei rău pe care l-ai conștientizat, dar l-ai tolerat mai departe? Lipsa caracterului. Caracterul se construiește și atunci când privim în istorie, caracterul se construiește în lupta cu păcatele interne. Dacă scoți păcatul din discuție, nu mai ai cu ce să te lupți și nu mai ai sala de forță unde te antrenezi. Nu mai ai caracter. Poate exista conceptul de moralitate fără prezența păcatului? Da, putem vorbi despre moralitate. Dar nu problema conceptului în sine este aici, ci caracterul. Caracterul nu e un concept. Caracterul se dă pe față în momente de criză și dacă nu ai caracter care se formează, așa cum am zis, în lupta internă cu forțele care te trag în jos, nu vei avea ce să arăți în momentele de criză. Și voiam să subliniez că, de fapt, caracterul nu vine din ținte pe care mi le propun. Lumea noastră este lumea fericirii. Și cam asta este ținta astăzi. Să fii fericit. Da. Ce mă face fericit? Ce mă face să mă simt bine? Ceea ce este interesant este că, în timp ce țintele mi le pun ca să fiu fericit,
Când privesc în urmă în istorie, ceea ce a contat nu au fost momentele care m-au făcut fericit, ci momentele dificile, crizele de viață, care mi-au făcut să capăt profunzime. Și practic, în discuția aceasta despre caracter, vorbim și avem față în față fericirea și profunzimea. În timp ce oamenii își doresc să fie fericiți, ceea ce contează cu adevărat și ceea ce le dă profunzime sunt momentele în care se luptă cu ei. Momentele în care lucrurile nu s-au întâmplat așa cum ar fi vrut. Momentele în care au constatat că au vrut ceva de la familia lor și familia lor a ajuns într-o criză. Că și-au imaginat ceva pentru relația de afaceri și nu s-a întâmplat. Atunci când te confrunți cu realitatea și când îți dai seama că tu ești responsabil de alegerile pe care le-ai făcut, atunci se formează caracterul, pentru că realizezi că nu mai poți da vina pe alții, ci că tu ești responsabil de deciziile tale. Tu nu poți să schimbi pe alții, te poți schimba însă pe tine. Este foarte important pe ce te concentrezi. Așa cum vorbeam mai devreme, obiceiul nu se schimbă concentrându-te pe el, ruptându-te cu el, ci concentrându-te pe ceva bun. Aș vrea să ne apropiem de final și te rog să-mi aduci un exemplu biblic în care un personaj a reușit să-și înțeleagă un păcat și să-l depășească și să se bucure de un caracter frumos. Unul dintre ucenicii Domnului Hristos, Petru, era erou în ceea ce privește afirmațiile, declarațiile. Eu voi fi cu tine. Și Noul Testament îl prezintă pe Petru la răstignirea Mântuitorului fugind. Și asta în mod mișelesc după ce a încercat și a și reușit să lovească cu sabia. A plâns cu amar, uitându-se la Domnul Hristos care l-anunțase dinainte și cu o singură privire i-a arătat înțelegere, compasiune, milă. Acela a fost un momentul în care el și-a înțeles gravitatea stării în care se află. Un moment în care zice că Scriptura că a plâns cu amar, în care n-a mai fost dispus să scoată sabia, să lovească în alții, ci probabil că se gândea cum poate să intre în pământ, pentru că era rușine și simțea că el este cel mai mare dușman, nu alții. Aici este momentul de aur al lui Petru. Aș vrea să te rog să-mi transmiți o învățătură practică pe care ascultătorii noștri să o poată lua în săptămâna ce urmează și să înțeleagă clar cum pot înțelege, cum pot conștientiza păcatele și cum le pot depăși cu ajutorul lui Dumnezeu. Foarte pe scurt, te rog. Ca exercițiu pentru ziua următoare, propun telespectatorilor noștri să petreacă mai mult timp în evaluare și în a defini realitatea. Care au fost așteptările mele de la viață, de la mine și unde sunt? Și să caute să identifice trei practici care le sabotează reușita. Frumos! Mulțumesc, Alin Ispaz, ai fost alături de noi și ne-ai dat atâtea învățături foarte bune. Sunt Narcisa Ispaz, vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit cu interes. Vă doresc o zi frumoasă în continuare, plină de lumină și vă aștept la următoarea emisiune cu drag. O zi bună!